Bună, a venit ziua în care îmi pun piscina și vă arăt și vouă. Acum bunicul meu citește instrucțiunile, să vedem cum vine pusă și vă arăt cadre. Am găsit în instrucțiuni o asta așa, așa, dar nu știu dacă trebuie lipită pe piscină sau, nu știu, e așa pusă. Văd că din altă limbă pe aici, merge lipită pe piscină, dar nu știu, oricum se simte așa foarte, nu știu, se simte cumva, se simte fain, este asta. Abia aștept să o pun. Asta este, așa vine, plâng. Da, a lăsat așa jos că punem prima dată bările și după o ridicăm în sus și vă arăt. Bun, este atât de mare și frumoasă. Așa arată, aici este butonul și revin când o să ajungă apa puțin mai sus. Să vedem dacă s-a umplut piscina. Nu s-a umplut, dar aproape a ajuns la jumatea ei. O chestie, nu luați în considerare furtunul. Da. Asta este piscina, este foarte mare. Bine, nu este foarte mare, dar este așa. Nu știu cum să zic, în fine. Și apa este numai bună, suntem la acești. Asta până la ora 7 seara o să fie foarte plină. O să umplu până aici, până la bara asta. Și da. Revin când când se umple până sus de tot acolo. Pum, s-a umplut. Am pus folie neagră ca să fie treaba, ca să dea soarele în ea. Am aici un laser ca să vedem în piscină. Se vede? Nu merge, mă dă. Așa, bun. Dar o să bag așa telefonul, da? O să bag pe partea asta, că nu pot. Pe partea asta, aici. Bun. Așa, nu se vede bine. Deci, nu știu cu ce ajută laserul ăsta, dar da. Așa este. Și așa este și mai încolo. O să arăt cadre când mă bălăcesc. Gata, am intrat în piscină. Este numai bună să te bălăcești. Este soare și este numai bine. Așa, o plută se vede. Colac. Și mai am încă un cola. Stați așa. Așa, și acum să mă arăt cum mă bag cu capul ea. Așa. Gata, o să mai facem videoclipuri cu piscina. O să vedeți, stați pe canalul meu că nu o să regretați. Bara asta este tare. Bun, dați like, subscribe și ne vedem data viitoare.